Îmi place cum face Oana ta emisiunile, să știi că vreau să-i dau un interviu. Să știi că va fi ultimul interviu din viața mea. Doamna Tamara, cum puteți să spuneți așa ceva? Noi o să ne mai auzim, dragă, o să fie ultimul interviu din viața mea. Veniți la mine acasă, o să filmăm și o să rog pe Oana să nu pune multe întrebări, pentru că eu am multe de spus. Acest interviu, care a fost difuzat pe 1 ianuarie 2015, de Antena Stars la Refresh by Oana Turcu, este testamentul doamnei Tamara Buciuceanu Botez. Vă rog să urmăriți câteva secvențe. Vreau să vă întreb dacă ideea de a fi părinte v-a trecut vreodată prin cap sau efectiv nu ați avut timp? N-am avut timp, am jucat atât de mult încât n-am avut timp și îmi pare rău. Ei! Nu se poate chiar totul să ai la nu poți să le ai pe toate. Nu se poate. Nu poți să le ai toate. Și dacă ar fi fost să dați timp înapoi? Cred că este o vorbă frumoasă pe care mi-a scris-o Mișu Dobre. Spunea că, deci pornind de mic copil într-o lume de visare, mi-am creat un gel subtil de credință și cântare. Și de-aș fi azi întrebată ce aș avea să mai spun, zic aș lua de la capăt și acum. Am realizat într-o seară singură stând și cu Stella, pentru că noi aveam întotdeauna amândouă camera împreună și câteodată dormeam și în același pat, râdeam și ne făceam tot felul. Da, am devenit casurile siameze, da. Ei, ne-am gândit și spunea, măi, Stella, și ea, măi, Tamara, cine ar fi putut să facă ce am făcut noi? Dar să știți, cu foarte multă atenție și cu foarte multă muncă. Spectacolul era 50 de minute citit în față și cu tot ce trebuia și ca să mai facem încă o oră și un sfert, fiecare am avut câte un recital al nostru. Adică Stella cu Arșinel, eu și Eugen Cristea de la Național. Apropo de Stella Popescu, da. Ambele ați plecat practic din Republica Moldova, da. De peste și Prut. Vreau să spun că cu câtă plăcere, ambiție și câtă, anul ăsta, anul ăsta, forță. Da, am suferit foarte tare, am fost alungate, dar Dumnezeu ne-a ținut și să știți că eu am avut o forță morală extraordinară, l-am salvat și pe tata că era să-l împuște, dar am trecut peste momentul ăsta că Dumnezeu ne-a ajutat. Și iată că Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns la 87 de ani. Mulți înainte, mulțumesc, sănătate, Dumnezeu încă mai are grijă de mine să mă lase să mai număr încă o zi în plus în fiecare zi, pentru care mă rog întotdeauna lui. Eu de când știu, de la 2 ani jumate, Tatăl nostru, nu m-am culcat niciodată fără să spun. Chiar dacă veneam din turnee, la 3 dimineața, cum era pe timpuri, întotdeauna trebuie să spuneam, pentru că nu puteam să dorm liniștit. Ce frumos! Da, 1 ianuarie 2017 a fost. Uneori, oricât am încercat să definim în cuvinte, superlativele la un moment dat devin locuri comune. Doamna Tamara a fost un om extraordinar, cu o inimă extraordinară, a cărui singură misiune ați fost voi cei de acasă. Pentru că ceea ce a ținut-o în viață până la 90 de ani, până la 85 de ani jucând, după care a trăit din ce ați dat, au fost aplauzele dumneavoastră. Așa cum spunea și draga. Să-i mulțumim că emoția pe care noi am primit-o de la ea, i-am dat-o înapoi. E o plecare foarte grea. De nivelul, eu știu când a plecat Radu Beligan din teatru sau Sergiu Nicolescu din film. Căutați filmele cu doamna Tamara pentru că ele se dau foarte des. Dacă vreți să-i faceți și un înger să zâmbească acolo sus, uitați-vă la filmele ei. Mulțumim, doamna Tamara. Mulțumim frumos, doamna Tamara. Thank you.